Dornici de a petrece cât mai mult timp în aer liber, în fiecare vară, razele soarelui ademenesc mii de oameni pe plajă și în parcuri. Chiar dacă acest lucru are multiple beneficii, în special cele legate de stimularea producției de vitamina D, precauția este foarte importantă, deoarece expunerea prelungită la soare duce la apariția numeroaselor boli de piele și nu doar. Explicația este simplă: bronzul, care a devenit în ultimii ani un etalon al frumuseții, este o reacție a organismului care încearcă să se protejeze de efectele nocive ale radiațiilor ultraviolete. Ce facem în acest caz? Renunțăm la piele aurie și nu ieșim din încăpere chiar dacă am mers la malul mării, moment pe care l-am așteptat de atâta timp? Secretul este simplu și este la îndemâna oricui: crema de protecție solară. Cum o alegem pe cea potrivită în funcție de vârstă, ne explică specialiștii. Я бы порекомендовала настоятельно для молодых людей до 30 лет использовать фильтр 30, независимо от того, какого тона у них кожа. Но есть люди с более чувствительным типом кожи, им фильтр нужен более высокий. Есть люди с более темным цветом кожи, смугленькие, им нужен менее высокий фильтр. Для людей более старшего возраста, после 30 лет, в летний период я рекомендую фильтр 50. Un alt aspect mai puțin cunoscut de populație este că, în funcție de nuanța pielii, perioada de ședere la plajă este diferită. Potrivit specialiștilor, persoanele care au pielea deschisă la culoare, în special copiii, au voie să stea la soare de la ora 7 până la ora 10. În schimb, în cazul oamenilor cu pielea pigmentată, expunerea la razele ultraviolete este recomandată până la ora 11 și după ora 16 până apune soarele. Если вы находитесь на солнце в самый активный период, то есть с 12 до 4 дня, ваша кожа подвергается самому интенсивному воздействию, то есть возникает солнечный ожог. А солнечный ожог – это уже прямой путь к развитию различных осложнений со стороны кожи. То есть здесь и такие варианты, как раннее старение, это во-первых. Во-вторых, это угроза развития онкологических заболеваний. Totuși, dacă nu ați fost precauți și v-ați ars la soare, dermatologii atenționează că în niciun caz nu trebuie să apelați la remediile populare sau automedicație. În cazurile grave, oamenii sunt îndemnați să se adreseze de urgență la medic și să nu mai stea pe gânduri. Обязательно уйти солнце. Обязательно. Выпить какой-либо жаропонижающий препарат, большое количество воды, но не очень холодной, а прохладной. Atunci când vorbim despre măsuri precaute în caz de caniculă, nu trebuie să scăpăm din vedere nevii sau alunițele, cum mai sunt numite în popor. Aceste pete pigmentare pe care le au majoritatea oamenilor se pot înmulți pe parcursul vieții, însă numărul lor poate scăpa de sub control în cazul expunerii la soare. Medicii recomandă să le acordați o atenție sporită, deoarece pot dezvolta anumite forme ale cancerului de piele. O altă afecțiune de tip precancer, la fel des întâlnită, este keratoza, care provoacă pete aspre și solzoase ale pielii pe față și mâini. Dacă leziunile nu sunt tratate la timp, s-ar putea transforma în cancer. Potrivit medicilor, boala apare la persoanele în etate, însă în ultimii ani este confirmată și în rândul tinerilor. Keratoz este tot un variant al solnicnego povrejdenia, или плюс это возрастные изменения. Очень многие молодые люди пренебрегают средствами защиты кожи. Сейчас такие же образования появляются и у людей очень молодых, даже у подростков. Echipa Newsmaker a decis să-i întrebe pe locuitorii capitalei dacă știu care sunt riscurile expunerii la soare și cum se protejează de razele ultraviolete. Absolut deloc, nu folosim niciun fel de cremă. În primul rând, doilea rând, eu sunt amator de a mă bronza cât mai bine. Îmi place lucrul ăsta. Că tare nu mă protejează, că eu sunt născut din vodă și am și născut lângă Nistru. Și la mine cam s-a ars o leacă, dar femeia mea tot spune că hai ceva să punem pomadă, schimb de cremă, dar nu știu, nu nada. I use the sunscreen with 100 SPF, but it's really kind of scary because the sun is getting warmer and warmer every year. De ars, da. Da, am o leacă de... O leacă nu-i îngrijă. Dar folosiți ceva, un produs de protecție solară? Ne-a spus că chefirul ajută. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 2021, în Republica Moldova, au fost depistate peste 880 de cazuri de cancer de piele non-melanomic, iar în 2022 aproape 980 de cazuri. În creștere este și melanomul malign, cea mai agresivă formă de cancer de piele. În 2021, boala a fost confirmată la 120 de persoane, iar în 2022
22 la peste 140. We'll be right back.